Lucrările la drumul de legătură a 1DN69 avansează. Constructorul a încheiat expertiza tehnică și a demarat etapele pregătitoare pentru execuția lucrărilor permanente, curățarea și evacuarea materialului necorespunzător de pe platforma drumului, lucrările pregătitoare pentru relocarea umpluturilor în zona podețelor, amenajarea platformelor de depozitare, inclusiv aprovizionarea cu balast și prefabricate pentru podețe, relocarea rețelei de fibră optică de pe traseu și lucrări specifice înființării organizării de șantier. Traseul drumului de legătură are o lungime de 10 km și începe cu circa 300 de metri înaintea intersecției existente dintre drumurile DN692 Sân Andrei și DN69, cu amenajarea unui pod rutier, și se dezvoltă pe direcția nord-est spre autostrada A1. Proiectul cuprinde două poduri noi, 6 pasaje și 3 noduri rutiere.